Federația Sindicală a Educației și Științei a criticat dur declarațiile Ministrului Sănătății ală Nimerenco privind vaccinarea profesorilor sau efectuarea testelor din surse proprii odată la 14 zile. Într-un comunicat de presă, sindicaliștii menționează că toți pedagogii achită ar asigurarea medicală, care constituie 9% din salariu, fapt care le permite să beneficieze gratuit atât de testele rapide antigen, cât și de cele PCR. În plus, nu toți angajații se pot vaccina, având contraindicații medicale. Încercarea autorităților de orice nivel de a lega procesul de vaccinare cu îngrădirea drepturilor constituționale la muncă, sănătate și viață, reprezintă un abuz și o încălcare flagrante a drepturilor și libertăților cetățenești, se menționează în comunicat. De asemenea, Federația solicite Ministerului Sănătății să facă precizări privind recomandările CNSP și să evite caracterul imperativ al acestora. Ori insistarea pe obligativitatea vaccinării va duce inevitabil la creșterea unor tensiuni sociale nedorite, susțin sindicaliștii. Prin urmare, Federația Sindicală a Educației și Științei solicită Ministerului Sănătății să revizuiască prevederile decizii CNSP din 23 august, astfel încât vaccinarea împotriva COVID-19 să nu devină obligatorie, ci să aibă un caracter benevol.